Bună dimineața! Mă simt nevoit cumva să răspund textului postat pe internet de fostul meu coleg din Consiliul Local, domnul Jeanu Dorin Dumitru, text care se vrea în legătură cu finanțarea promovării stațiunii Costinești. Fost colega, dragul meu concetățean, locuitor ca și mine al Costineștiului, vreau să atrag atenția în primul rând ție și celorlalți și mai ales autorului textului, care nu ești tu ca de obicei, este domnul Giurgiu, pe care salut cu această ocazie, să atrag atenția asupra următorului lucru, asupra definiției marketingului, în primul rând, pe care o să o găsiți pe net, dacă nu în cărțile de specialitate, care vă va învăța ce înseamnă promovarea unui lucru, care vă va învăța ce înseamnă promovarea unei stațiuni și, în primul rând, vă va învăța că, în general, banii, mai ales că nu sunt ai dumneavoastră, trebuie cheltuiți judicios. Din cei aproape 60.000 de ron strânși, și nu datorită dumneavoastră, ci datorită celor care i-au plătit și datorită celor care au instituit această taxă de promovare, banii aceștia trebuie să fie cheltuiți judicios și pentru a fi cheltuiți judicios, în primul rând ar trebui întrebați oamenii care au adus acest plus financiar în visteria Costineștiului. Să aveți măcar bunul simț să vă întrebați dacă ei consideră oportun ca pe banii noștri ai tuturor, dumneavoastră să faceți o deplasare la București, la un târg de turism, fără a avea pregătit nici măcar un pliant, o campanie publicitară sau fără măcar vreunul dintre dumneavoastră să fie de specialitate. Am stat de vorbă cu Redu, prietenul dumneavoastră și de asemenea cetățean al Costineștiului, arătându-i că de-a lungul unei experiențe de peste 15 ani în domeniu, cred cu tărie că în primul rând trebuie să stabilim ce promovăm, cum promovăm, să avem o siglă a Costineștiului, să știm cărui segment de piață ne adresăm, pe cine ne dorim în Costinești, ce activități vom promova, ce locații pentru cazare, câți dintre investitorii din localitate își doresc să fie alături de această campanie și abia după aceea să luăm 20.000 de ron ca să facem un stand în care doream să duce 10 dansatoare fără să înțeleg nici de ce, nici cum foloseau, sună mai degrabă a proxenetism decât a marketing, să vă adunați puțin și să înțelegeți că nu reprezentați întreaga opinie din Costinești, ci doar a unui segment de oameni, cei care v-au susținut, să vă întrebați dacă nu cumva ar fi fost mai judicios înainte să propuneți să vă plătim noi cazarea în București, dacă nu cumva puteți dumneavoastră în buzunărelele proprii introduce mâna și ajuta această comunitate. Cum credeți că ea va performa? Apărând imediat 10 vulturi asupra unui pachetel de bani mic pentru ceea ce ne dorim noi să facem? Care dintre cei 4 prezenți în poza prin care ne certați a băgat mâna în buzunar și a adus Costineștiului bani? Pot doar să realizez că avem așa, în poză apare un tânăr și vă las pe dumneavoastră să știți care, a cărei familie, pentru a se realiza și a oferi posibilitatea de studiu, printre alte lucruri, a furat inclusiv nisip de pe plajă. Tot în poză avem un angajat al unei multinaționale de la care mă așteptam să știe că un buget de marketing trebuie să aducă profit, altfel banii sunt risipiți. În aceeași poză mai avem pe unul dintre băieții lui tata, pe spatele căruia trăiește și astăzi, fără a fi întreprins pe cheltuială proprie nimic, iar în fine îl avem pe prietenul nostru complice la furt de curent și aș vrea să nu mă contraziceți, domnule dragă, pentru că știți foarte bine că nu dumneavoastră, ci pe numele soacrei, există un dosar format pentru furt de curent electric, lucru care într-adevăr v-a ajutat să dobândiți o nouă mașină de lux și de aceea erați preocupat
de șențulețele care s-au format în momentul în care o companie a început să aducă gaze în casa oamenilor, vecinilor dumneavoastră, de care știți foarte puțin. Știți câți dintre ei au fost branșați, câți dintre ei au rămas fără lemne din cauza asta, câți au reușit până la urmă totuși să găsească calea pentru a se branșa? Nu le știți pe asta. Cine vă dă dreptul să ne promovați? Promovați-vă pe dumneavoastră. Promovați-vă pe dumneavoastră arătându-ne ce ați făcut pentru această comunitate. Nimic. Un zero barat. Ați tras de fiecare dată când ați avut ocazia spuza pe turtea dumneavoastră, exact cum doreați să faceți acum. Să găsiți o cazare la Căldurică, înconjurați de 10 tinere, pentru că așa ați propus colegilor consilieri. Să mergeți într-un stand, fiind primul din viața dumneavoastră, al cărui design sau aranjament nu-l cunoaște nimeni decât dumneavoastră. Să vă așezați în fața acestui stand împărțind celor vizitatorilor de la acest târg ce? Impresii de acasă? Cum era când vindeam gogoși în magazin? Sau cum era, domnule Giurgiu, lăsați-mi să vă atrag atenția, campania publicitară pe care o faceți propriei locații, pe care o conduceți, spune așa: vindem ce pe... În episodul al doilea al acelui material video, vreau să mulțumesc tuturor celor care au înțeles să depună în conturile Consiliului Local bani pentru promovarea acestei stațiuni. Consider, în calitatea mea de cetățean al acestei localități, că este normal și moral să fiți întrebați, toți cei care ați adus acest plus, să fiți întrebați, iar împreună cu colegii, foștii mei colegi consilieri, să găsiți calea cea mai bună, apelând eventual și la sfaturile profesioniștilor, să găsiți calea cea mai bună ca fiecare dintre dumneavoastră, plătitorii și nu cheltuitorii acestor bani, să luați decizia cea mai bună, care cu siguranță vă va aparține, pentru că așa cum spuneam, așa este moral și așa este normal. Nu cred, de asemenea, că este nevoie să redescoperim apa caldă sau roata, domnilor. Promovare înseamnă marketing. Marketing înseamnă specialitate. Și o să vă rog să găsiți pe Wikipedia, domnilor încărcați de cultură, definiția marketingului, ce înseamnă, cum se face și la ce trebuie să ducă. Trebuie să ducă la un plus valoare. Ce sperați să obțineți? Ce doreați să vindeți? Costinești? Costinești este stațiunea tineretului și are reputație mondială. Costinești are nevoie ca în afara sezonului oamenii să găsească drumul către noi, are nevoie ca această stațiune să devină o țintă și în iunie, și în mai, și în septembrie. Nu ne dorim, și vă spun un cetățean, ca acest lucru să fie făcut în bagiocoră, nu pe banii noștri. Faceți-o pe banii dumneavoastră, arătați-ne câtă dreptate aveți și băgați mâna în buzunarul părinților, în cazul fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru că este greu să ne convingeți că aveți vreo realizare personală. Cât de bine ați promovat stațiunea până acum, domnule Janu? Magazinele dumneavoastră stau nerenovate pe strada, una din străzile principale. Magazinul soacrei dumneavoastră arată ca o băcănie de sat. S-au arătat, pentru că de la momentul la care v-a fost oprită furnizarea de energie electrică, ați fost nevoiți să îl închideți. Domnule Jeanu Bogdan, vă respect și știți că am avut ieri o discuție lungă la telefon în care părea să înțelegeți și să asumați și să vă asumați că parte dintre lucrurile pe care le-ați hotărât poate nu erau în cea mai bună formă. Vă salut, fostule coleg, domnule Zibilanu. Ce ați mai promovat dumneavoastră în afară de statura impunătoare a domnului Janu Dorin? Ce realizări personale aveți? Cu ce vă puteți lăuda ca să ne convingeți că merita să vă fi dat cei 20.000 de ron pentru stand și restul până la 30.000 de ron pentru cheltuielile dumneavoastră personale? Eu cred că este jenant ceea ce aveați de gând să faceți. Vă sfătuiesc să depuneți o muncă asiduă, pentru că avem nevoie de consilieri deștepți care să ducă
această localitate acolo unde am sperat și sperăm toți să ajungă. Nu la un târg de turism înconjurat de 10 picipoance dansatoare ale unui club și nereprezentative pentru localitatea noastră. Vă urez o duminică plăcută, încercați să depășiți standardul la care v-ați limitat, încercați să ajungeți, așa cum își dorește domnul Giurgiu, să fie procuror sau consilier în interiorul primăriei, să depășiți aceste limite și să fiți pentru localitatea noastră ceea ce toți sperăm. Greu de crezut, domnule Jeanu, azi că am început cu stângul. Încă o dată, duminică frumoasă!